Ce melodie! Ce melodie, da, e asta? Ce ținută! Îmi place rău melodia. Dar concurenta nu-ți place? Și zic mai târziu, dar ce cu melodia asta? E superb, superbă. Îmi place foarte mult, și foarte, foarte mult. Îmi dă stare... Mie mi se pare totuși că fusta rochia e un pic cam lungă. Măi, potoliți-vă puțin. Nu e vina mea că ea nu audă, dragă. Păi, poate nu vrea să audă. A avut reacție întârziată, Ilinca. Dar am avut o reacție, Maurice. Mai bine mai târziu, scuză-mă, decât niciodată. La o parte, spune-mi ce aș face eu cu 100. Ce ai face cu cei 100.000 de lei? Uite, Ilinca, mă gândeam să fac un proiect, o emisiune, emisiunea mea, de ce nu? La Chișinău sau aici? Aici, în București, în România. Și despre modă, și despre muzică. Atunci mai pune, mai... Dar te-ai invitat aici, Cristina, Mihaela. Mai pune mătăluță 20 euro atunci, dacă vrei să faci o emisiune. Păi, muncim în direcția potrivită. Mi-a să zic ceva. În momentul de față, în afară de Bravo, ai stil! Și de rubrica Așa da, așa nu, mai există rubrica Secrete între fete, deci este exclus. Dar poate să existe, rubrica nouă, Cristina. Ce? Poate să existe o rubrică nouă, de exemplu... Pune-i piciorul pe umăr, pune-i piciorul pe umăr. De exemplu, Cristina, poate exista o rubrică... Bravo, tu copii! Termină-te. De ce? Exact. Exclus. De ce? Dar ea ar putea să facă oricând un secret între bărbați, dragă. Și atunci nu s-ar glăjbi foarte tare pe segmentul tău. Exact. Nu m-aș băga pe platforma ta. Intenționez să-mi extind rubrica și să o fac cu Cătălin și să zic secrete între cupluri. Și eu poate vreau să fac Maurice. Bine. Cristina, dacă tot ai venit, bună seara, mă bucur să te revăd, dragă, dar ce frumoasă ești. Uite, ți-am pregătit un scaun acolo. Rămâi și tu alături de noi. Bine, rămân. Și dacă tot vorbim cu Irina despre a copia, da, să copie, Irina. Da. Am înțeles că le-ai trimis câteva poze colegilor mei. Da, vorbeam în culise despre cât de multă muncă se depune în această competiție. Și i-am zis Adinei că e mai bine să greșești. Uneori ești stele, uneori nu ești stele, uneori ești apreciat sau nu ești apreciat, dar doar așa înveți, doar așa te construiești, te dezvolți. Corect, evoluezi. Evoluezi, da. Discuția era între tine și Corina. Ne-am întrebat despre ce este vorba și i-am arătat pozele și m-a rugat să-i le trimit și le-am trimis. Dar lista începe cu mine, Ilinca. Păi ia să vedem cum începe și mai ales cum arată lista. Mare atenție, dragi jurați. Lista începe cu mine, pentru că am făcut și eu acest lucru la un moment dat, la începutul competiției. Doar n-aș vrea să stai cu spatele la telespectator. De ce, Ilinca? Nu mă ajută? Te ajută, da. Și când i-a spus atunci, ce a zis ea? Nu. Și cel mai tare mi-a sărit în cap atunci Bianca, evident. Dar a fost început, a se reține, început de competiție. Când ai avut și tu stilistă și datorită ei ai ajuns aici. Eu vorbesc. Este emisiunea mea, Bianca. Nu e emisiunea ta, Irina. E emisiunea noastră tuturor. Momentul, da. Da, eu am făcut asta, mi-am dat seama că nu e corect ceea ce fac, respectiv m-am redresat și nu am mai repetat niciodată acest lucru și dacă găsește cineva un look copiat, vă rog frumos să mi-l aduceți, să aduceți poză. Ok, am văzut asta. Mai departe, ia să vedem cine mai apare în lista Irinei. Corina? Ce e la fel aici? Ce e la fel? Deci când am văzut și eu poza asta, să-mi explici tu mie, tu care faci styling, tu care ai ajuns până în momentul ăsta al competiției, ce este la fel? Că nu este la fel. Doar rochia și în rest. Ce vezi tu la fel, draga mea, Irina? Ce e la fel? Tu vorbeai despre... În culise vorbeai despre momente... Aceea este o rochie a unui designer. Aha, aici da chiar comentariu, însă-și designerul. Și ce s-a întâmplat la poza asta? Am luat această rochie împreună cu încă două chestii după ce am probat toată ziua în showroom-ul designerului respectiv. Designerul respectiv chiar a comentat la această poză cu ce s-a întâmplat, pentru că cineva i-a dat tag. Ce s-a întâmplat? Am făcut acest styling în 2 ore pentru că nu am avut timp, fix cu ce am avut în casă, am fost apreciată pentru el, apoi a apărut această poză. Știi cine a propus? Felicitări, Corina! Imediat, știi cine a propus acest styling? Nici măcar designerul nu știa. Ajungem imediat și aici. Nici măcar designerul nu știa. A fost luată acea rochie pentru o revistă. Calmați-vă! Calmează-te! Calmează-te! Să nu dăm nume. Calmează-te! Am avut aceeași viziune cu stilistul care a făcut pentru acea revistă. Da, surprinzător, aceeași viziune. Cât de puțin eu iar această poză, Corina? Iar această poză este o poză iconică pentru Madonna, dar a făcut aceste cupe special pentru Madonna, iar dacă voi vă tot luați de lucrul ăsta la nesfârșit, înseamnă că voi nu aveți ce căuta în această competiție. Lucrurile dacă iconice, să zicem. Nu s-a înțeles ce am făcut. Ciao. Un look iconic, să zicem, că noi nu suntem, nu cunoaștem, nu înțelegem, nu nimic. Dar nici eu nu cunosc multe, dragă. Cu toții nu cunoaștem multe, dar asta că vă luați de niște chestii care de la sine înțelese. Nu reacționați, dar e ok. E okay. Așa, da, asta și eu voiam să arăt. Da. Așa, mai departe. Elena, cu un singur amendament. Cine a făcut site-ul acesta? Da, nu e corect. Bravo, tu copiezi. Da. Bravo, mi-ați luat vorba din gură, dar am zis să nu vă întrerup, Ilinca. Un pic de atenție. Așa, Elena? Eu. Da, s-a și discutat lucrul ăsta. I-am spus Elenei când a venit cu pelerina, i-am spus că a purtat Denisa, poate că această pelerină, dar au avut stylinguri diferite, bune amândouă. Ia uite! Tot ce pot să spun la această ținută este că nu a fost jurizată. A fost în gală când a trebuit să purtăm înainte de gală ceva neon. Și am avut această rochie, n-am primit stele pentru ea. Elena, într-o altă ipostază, cu acea blană... Superbă. Superbă, da, într-adevăr. Da. Ce avem de spus? Avem de spus ceea ce am spus și online și am făcut un story și am arătat toate blândurile mele de acasă și am spus că am cumpărat-o de la cineva anul trecut, în decembrie. Ce pot să spun? Mai uite că n-ai spus că acești maci ei cu sutul? Nu am spus nicio secundă că am cusuit, nu erau cusuți, erau prinși, erau prinși. Am spus că așa ai spus în emisiune. Erau prinși acești maci. Erau prinși cu agrafe, n-au fost cusuți, nu? Da, mai țin o minte, dar cred că designerul, nu, designerul acesta folosește ca emblem. N-am spus că am cusut la maci, nu. Irina, concluzia ta este că... Concluzia este că e ok să greșești, e ok să-ți meargă bine uneori, alteori nu, și să știi să și pierzi. Și vreau să întreb fetele dacă ele au venit în această emisiune să aducă de pe un platou pe alt platou aceleași ținute sau dintr-un showroom în platou. Atât am auzit. Deci cumva concluzia e că tu ești singura concurentă care nu... Eu nu vreau să zic că eu sunt singura, dar dacă găsiți o ținută copiată, vă rog frumos să mi-o aduceți. Ce ziceți de această provocare? Eu am zis ceva deja, am explicat deja lucrurile mele. Nu, de provocarea Irinei. Care provocare? Cum că ea nu are ținute copiate? Ilinca, nu știu, eu nu mă ocup cu asta. Mai pun o întrebare la pauză. Ce problemă? Zic, Ilinca, că Irina ar trebui să stea în banca aici și să nu mai discute despre acest... Să nu mai fac atâta zarvă din acest subiect. De ce, Bianca? Pentru că tu, Irina... Și eu nu fac zarvă, nu vezi că sunt cu zâmbetul pe față? Timp de 4 luni de zile... te-a adus cineva aici, înțelegi? Și dacă nu exista acel cineva... Acel cineva adică? Nu ajunge acel aici, cineva, niciodată. Cine, Bianca? M-a luat în brațe, m-a pus în platou. Deci un stilist, o stilistă. Dacă nu te aducea acea stilistă până în acest punct... Probabil Bianca, dar nu mai erai aici. Tu nu erai aici. Ești de acord și tu, Corina, cu asta? Total, da. Pentru că am urmărit cum era Irina. Eu am văzut cum era Irina înainte și nu. E destul de fragil să judeci o astfel de situație, înțelegi? Pentru că tu, până la urmă, mi-ai venit aici ca un numeraj în primele 4 luni de zile. Ok, în ultimele 2 luni de zile se vede. Asta ești tu, Irina, asta ești tu. Nu fata care făcea aleguri. Știi ce mai este important în această competiție? Să ai mintea deschisă și să înveți foarte repede și foarte multe chestii. Da, cu riscul de a greși. Dar dacă tu insinuezi că eu, 4 luni de zile, nu știu ce stilistă, vreau, te rog, o poză și dacă tu nu aduci poză, toată lumea știe... Atunci, Irina, poate o să aduc eu poză cu tine. Dar piesele pe care le avea domnișoara în garderobă și pe Instagram se regăseau la tine. Ținutele pe care le regăseam pe ea se regăseau și la tine. Tot orașul știa. Deci putem să aducem poze, Bianca? Putem să aducem poze, ca să nu mai fie un cuvânt împotriva celuilalt. Să avem dovezi. Despre ținută, ce părere ai? Mie nu-mi place accesorizarea deloc, nu-mi plac acei cercei și nici acea bentiță, mi se pare că sunt prea, nu știu, prea mari, prea masive pentru tot ceea ce poți tu și plus nu-mi place nici cum sclipesc, sunt un pic cam chicioase, din punctul meu de vedere, nu-mi plac detaliile rochii de pe margine și nici claciul. Dar în rest, rochia îți vine foarte bine și ai fi putut, nu știu, să faci altceva cu ea. Uite, altceva, de exemplu, dacă vrei să faci styling, altceva ce, Bianca, te rog să-mi spui. Să iei o maletă pe gât, ceva mai sclipicioasă, dar dintr-un material puțin mai fin, să faci altceva, încerci să te joci cu această rochie, nu să o pui cum ar pune toată lumea, cu un toc, un claci și un cercel. Da, cu niște accesorizare potrivită, cu un claci potrivit și cu sandale potrivite și cu dresul potrivit. Da, evident, este părerea mea. Bianca, dar ce vor spune jurații, asta e altă poveste. Hai în fața lor. Bună, Irina! Bună, bună! Bun! Aolea, am o poză superbă cu Alexandra în rochia asta. Care Alexandra? Alexandra! De la magazinul respectiv de nerotul. Să știi că și tu ai la rochia din altă părți. Păi și ei cum îi venea? Venea de tip de seară, foarte lungă, probabil, Alexandra. Să știi că și eu... Rochie Cătălin, o iei și faci altceva cu ea. Și tu iei rochii și ai luat rochii din altă parte, cum și colegele tale au luat rochii din altă parte și e firesc să ia. Cătălin, m-am referit la un styling, cap-coadă. Și Alexandra avea același styling, am poză eu cu ea pe 8 decembrie. Pentru că o ador pe Alexandra și mi-e bună prietenă. Ce să nu fosta concurentă, Alexandra. Planam într-o confuzie. Da, nu, dar asta nu este greșit. Pe care o pupăm. Nu este greșit deloc că ai luat rochii de acolo, pentru că are niște rochii foarte frumoase. Eu colaborez cu ea, chiar vinde rochii Cătălin Botezatul în acel magazin, dar să nu-mi spui, adică știi cum e acum, eu înțeleg că aveți strategia acum și încercați să... Nu este o strategie, Cătălin, crede-mă, nu este. E firesc, eu te înțeleg, e firesc, dar și tu ai luat și la început și probabil că vei lua până la final rochii de peste tot. Că... Evident că o face toată lumea, dar să nu le aduci fix și să nu faci nimic cu ele. Asta este fix o rochie luată de acolo, este foarte frumoasă pentru că te avantajează. Ca și vorbesc și de Alexandra la fel, sunteți frumoase amândouă, niște picioare interminabile, accesorizare frumoasă, dar, repet, nu ești în măsură să arunci cu piatră. Eu nu arunc, Cătălin, nu arunc. Doar... Da, cum ai aruncat cu bolovani peste toate. Nu e adevărat. Dar, repet... Și pe tine te înțeleg, asta ți-am spus că săptămâna asta sunt tolerant. Arată despre ce vorbești, pentru că... Și pe tine te înțeleg că trebuie să ai o strategie, se termină sezonul. Nu, dar nu e strategie deloc, crede-mă, am arătat. Adina mi-a zis, arată-mi despre ce vorbești și am arătat și mi-a zis, trimite-mi-le, te rog. Foarte bine ai făcut, foarte bine ai făcut, o rochie foarte frumoasă care te avantajează. Mulțumesc. Da, dragă. Păi și stai un pic, e același styling pe care îl are și Alexandra în poza pe care o ai? Alexandra nu avea cercei, asta zic, asta zic. Gata, am înțeles, perfect. Da. Pe de altă parte, acum nici n-aș vrea să îi facem pe cei de acasă să creadă că acum dacă am o rochie de seară, orice tip de rochie, nu mai pot să o propun așa cum e propusă și trebuie să mai apuc să, nu știu, pun 6 eșarfe, un sac, o pană, 6 broșe și nu știu ce. Există și această posibilitate, această variantă, sigur că da, tocmai pentru a demonstra că aveți abilități stilistice. Dar pe de altă parte ai făcut ce ai făcut, dragă, n-ai făcut nimic. Ce ai făcut? Când am venit o rochie cu bocanci, de exemplu, o altă rochie tot elegantă, am accesorizat-o altfel și ai zis că îți place pentru că am pus bocanci. Poate. Dar de multe ori ne place să vedem și o variantă așa, comilfo. Eu găsesc că această ținută îți vine foarte bine, dragă. Mulțumesc. Nu prea știu unde poți pleca. Unde vrei? Unde poți pleca îmbrăcat așa? De exemplu, în emisiunea mea. La club, la... Pentru că am văzut-o pe cetățeana Irina mai devreme întâmplător, fără voia mea, eram afară, mă uitam după niște mierle pe un gard și am văzut-o pe cetățeana Irina deja îmbrăcată pentru emisiune, plecând așa agale către chioșc, către butică. Da. La butică, la chioșc, era și un grup de cetățeni muncitori. La vreo... cât să fi fost ea acolo, nu știu, 8, 9, câți erau, dragă, nu știu, că n-am care serveau și eu o bericioică, o nu știu ce, și a apărut cetățeana. E, și îți dai seama că s-a creat acolo o românească din asta incredibilă. Nu mai stăm acum să ia, nu știu dacă a auzit ce s-a spus în spate, eu fiind, având această indianul talpă iute și ureche așa, aud, am urechea formată. Atenție distributivă. Da. Și ce au zis Maurice? Eu sunt curioasă. N-au zis că ești box, să-ți spun la pauză. N-aveau cum să spună că nu ești bine. Zic și eu. Dragă, stă divin rochea. Mulțumesc. Îmi place și accesorizarea asta la nivelul capului, mă, că n-am mai folosit de mult nimeni din platou exprima... Zona capului. Zona capului. De săptămâna asta nu cred că s-a folosit. Știi ce nu înțeleg eu? Cum de nu și-a luat până acum și ea o bentiță? Da, nu știu, dar vreau și eu. De ce? Deci vrei, da? Cu agrafele m-am prins, da. Acum vreau și bentiță, vreau și bentiță. Bine. Măi, arăți impecabil, îmi place foarte mult, așa cum place și de Alexandra. Și eu, acum e o diferență, Irina. Înainte, tot de la Alexandra știu, înainte se duceau o stilistă pentru tine. Acum știu de la Alexandra că te duci personal și te ori în șir și îți alegi singură lucrurile din showroom-uri. Lucru care e de apreciat, nu mai lucrezi cu stilista. Știu, am auzit că te duci singură peste tot în magazine. Chiar cu riscul de a greși am zis. Asta e, așa învățăm. Calificative? O să zic eu prima. Da, te rog. Bravo, ai stil!. Mulțumesc, mulțumesc, Raluca. Cătă? Lean. Lean? Concluzia, draga mea, Irina, este din păcate că amândouă sunteți la fel de bune. Mulțumesc! Mulțumesc! Maurice! Bravo, ai stil, dragă! Mulțumesc că n-am crezut că mai felicitări, Irina! Bravo, ai stil, pentru că au fost câteva zile și săptămâna trecută și săptămâna aceasta, da, nu foarte bune pentru mine, dar muncim, așa cum am zis, zâmbetul pe față, telefoanele în mână, votați 5 la 1 de 06, pentru că surprizele abia acum încep. Mulțumesc, Irina!